Noi, după weekendul ăsta, n-am dat-o afară, am decis să o prețuim mai tare, că măcar ne spune când să nu ieșim din case. Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi să știți că avem parte de o zi destul de bună și asta pentru că ne bucurăm de o atmosferă plăcută, iar interacțiunile sociale, chiar și în contextul dat, sunt favorizate. Și tot azi nu este o zi bună să ne facem planuri, deoarece pot oricând să ne fie date peste cap. Spre seară, energia însă se stabilizează. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Mare atenție la ce cumperi azi. Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, atunci chiar așa este. Înainte de a semna un contract de vânzare-cumpărare, verifică să nu existe costuri ascunse. Taur. Sunt șanse mari să îți ieși din fire din cauza unor persoane neserioase care îți demonstrează că nu te poți baza pe ele. Va fi nevoie să preiei tu frâiele acestei situații și să duci totul la bun sfârșit. Gemeni. Se pare că ți-ai neglijat sănătatea și este cazul să-ți iei timp să te odihnești și să te alimentezi corect. Nu te mai da peste cap să le faci pe toate, ci ia-le pas cu pas. Rac. Încearcă să nu te lași absorbit de dramele celor din jur și nu sta la bârfă, deoarece mai târziu poți fi scos țap ispășitor. Este mai bine pentru tine să nu o faci pe mediatorul astăzi, deoarece vei sfârși prins între două tabere. Leu. Anumite evenimente de la muncă s-ar putea să îți dea peste cap planurile pe care le-ai făcut cu familia. De asemenea, verifică dacă un proiect care pare perfect nu are niște hibe. Poate că ai omis niște detalii. Fecioară. Este bine să ai un plan bine stabilit, dar lasă loc astăzi și pentru situații neprevăzute. Din fericire, ești un bun manager, așa că orice s-ar întâmpla, o scoți tu la capăt. Balanță. Ai multă încredere în forțele proprii, dar nu ar strica totuși să amâni negocierile importante. De asemenea, dacă primești mail-uri confuze, nu te enerva. Vei descrâci cu siguranță ce vrea destinatarul. Scorpion. Fii cât mai calm, deoarece este posibil să ai parte de tot felul de neînțelegeri sau de vești mai puțin plăcute din partea unui partener. Dă-le voie oamenilor să spună ce au de spus și abia apoi trage concluziile. Săgetător. Azi ești mai bănuitor decât de obicei, însă stă în puterea ta să elimini gândurile negative și să te focusezi pe ce e frumos în viața ta. Chiar dacă ai anumite nesiguranțe, gândește-te că ai mai trecut prin asta și uite cât de departe ai ajuns. Capricorn. Probabil ești un pic mai sensibil astăzi, dar ai scuturi atât de puternice încât nimeni nu ghicește ce este în spatele lor. Și tot azi poți primi vești surprinzătoare din partea unui prieten. Vărsător. Ești solicitat și acasă și la muncă și știu că îți dai toată silința să te împarți în ambele părți, așa că nu lăsa pe nimeni să te facă să te simți vinovat. Pești. Deși nu ai niciun chef de confruntări, este cineva astăzi care te provoacă. Așa că în cazul unor discuții oficiale, ți-aș sugera să le porți pe mail, deoarece nu strică să existe dovezi scrise pentru mai târziu. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi liniștită și plină de iubire. Mulțumim frumos!